întâmplă la mine, la această familie. S-a suprapopulat foarte tare. E ciudat fenomenul la această dată, dar s-a suprapopulat. Și ce a trebuit să fac, am scos 3 rame care le voi muta în caturi. Îi mai aduc un cat de jumătate și îl pun sus. Iar am retras în 2 părți puiet și o să le dau câte o foaie în ambele capete și le dau și la mijloc o foaie. A trebuit să fac acest lucru fiindcă e suprapopulat. Față de acum 2 săptămâni a crescut foarte mult populația. E o matcă care o voi păstra pentru mulțire, pentru anul viitor. Sper să supraviețuiască peste iarnă. Iată o familie suprapopulată. Acoperă liniștit 15 rame cu albina. Acum mai fac loc să-i bag o foaie și la mijloc. Pare ciudat, dar nu am rame pentru era bine să ai rame data clădite la data respectivă, dar dacă e așa suprapopulat, consider că le va construi. Iată, fac loc, încerc să evit albinuții. Fiecare albină mai și turtești, ca asta e, sunt multe. Așa. Îi pun și a treia foaie. Această familie o să vă mai prezint chiar de curiozitate, ca să vedem cam cum se comportă ea. E foarte frumos la ora actuală să ai așa o familie populată. Am reușit să introduc și această ramă. Noroc că această familie nu este agresivă. Bun, am reușit să introduc și această ramă. O să vă arăt și cele 3 rame scoase. Iată, sunt acolo într-un nucleu. Aici punem 2 caturi de jumătate și punem acele rame deasupra. Ce să-i facem? E o familie suprapopulată. Iată, am mutat cele 3 rame cu albina în cat. Jos am pus 3 foi. Cam asta este. E o familie supraaglomerată. Sper să nu aibă gânduri de roire.